După ultimul eșec, socialdemocrații gorjeni și-au schimbat strategia. Aceștia intenționează să-și stabilească din timp candidatul și obiectivele pentru a nu mai da rateuri. Organizația municipală are un cuvânt de spus în susținerea candidatului, așa că discuțiile sunt întoi. Este o situație pe care ne-o dorim cu toții, să știm, să promovăm. Acum depinde fiecare cum crede că poate să-și promoveze candidatul. Dacă îl promovează deschis, dacă îl scoate direct în luptă sau îl promovează într-o perioadă mai lungă de timp și, din punctul meu de vedere, văd această variantă foarte bună. Adică, da, îl știm, îl promovăm, dar fără nicio nominalizare efectivă pentru 2020. Un nume tot mai vehiculat ca viitor primar al municipiului Târgu Jiu este cel al actualului vice Adrian Tudor. Acesta recunoaște că nu s-ar da înapoi de la o așa funcție. Iau în calcul și eu că partidul poate să decidă să fiu candidat, așa cum a decis la un moment dat să fiu viceprimar și mi-am făcut datoria în această funcție, nu am dezamăgit organizația municipală și colegii de partid. Pe poziția pe care sunt, iau în calcul să fiu una din variante. E normal, am 40 de ani, sunt de 21 de ani în acest partid, am o experiență în administrație, sunt un om care crede într-o echipă bună pentru oraș. Recent, președintele PSD Gorj, Florin Cârciumaru, declara la un post de radio local că în cadrul unei ședințe interne vor stabili numele celui ce va candida în 2020 pentru postul de primar al municipiului Târgu Jiu.